Oameni dragi, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Știu că se apropie mini-vacanța de 1 mai și mă gândesc că mulți dintre voi veți da o fugă la mare. Și pentru că eu nu m-am hotărât încă dacă voi merge în Vama Veche sau în Mamaia, am pregătit pentru voi două lucruri cool și ușor de realizat. Așa că, indiferent dacă vă place machiajul pe care îl voi purta când voi dansa până dimineața în expirat sau pe cel pe care îl voi alege la petrecerile Sunwaves în Mamaia, vă invit să vă uitați în continuare la clip. Când mă gândesc la Vama Veche, îmi vine în minte ideea de libertate, de distracție, îmi amintesc de anii adolescenței, când plecam în tabără pe la Eforie Nord sau pe la Năvodar și plecam împreună cu cea mai bună prietena mea pentru 2 zile din tabără și mergeam în Vama Veche, bineînțeles. Și atunci știu că ne gândeam tot timpul cu ce să ne îmbrăcăm, ce accesorii să ne mai punem, să ne facem șuvițe cât mai colorate, să purtăm bandane, să avem blugi largi, ace de siguranță. Tocmai de asta m-am gândit să fac un look pe care eu l-aș purta acum când aș pleca în Vama. Știu că oamenii sunt foarte relaxați acolo, așa că nu pun foarte mare accent pe ideea asta de mult machiaj, de machiaj elaborat. Iar lucrul la care m-am gândit eu astăzi este unul destul de simplu și rapid de realizat, dar care va atrage atenție. Așa că uitați-vă în continuare ca să vedeți la ce mă refer anume. Am aici fondul de ten Flawless Liquid Foundation în nuanța N210 Light Beige. Și îl voi aplica cu acest bulet. Este mare și moale pentru că l-am umezit bine. Voi aplica acest corector baton în nuanța N201 și aplicați musai corector sub sprânceană ca să eliminăm bine zona și un pic de tot pe ploape. Iar acum voi estompa corectorul cu degetul inelar prin mișcări ușoare de tapotare. Căldura degetului va încălzi corectorul și va face să adere foarte bine pe tine. Perfectă este nuanța asta. Voi fixa corectorul și voi aplica un strat fin de pudră True Color Flawless Mattifying Pressed Powder. Nuanța mea este Golden Fair și este destul de deschisă. Trebuie să aplicați pudră foarte bine și pe pleaca mobilă peste corector pentru a fixa corectorul, dar și pentru a sigila ploapa astfel încât fardul să reziste mai mult. Și pentru că vreau un ten cât mai luminos, iau aceste perle iluminatoare, chiar așa se numesc, perle iluminatoare de la Avon True Colors și cu aceeași pensulă de pudră pur și simplu aplic pe toată fața. Știți cum am învățat totdeauna să scuturați excesul în palmă. Am aplicat aceste perle iluminatoare pe toată fața pentru că am vrut să subliniez tridimensionalitatea chipului și să fac pielea să arate și mai proaspătă și mai strălucitoare. Pentru machiajul ochilor am ales această trusă care se numește Stone tops și voi începe cu nuanța 1 pe care o voi aplica pe toată pleapa mobilă până sub sprânceană și o aplic cu o perusulă foasă de lei. Apoi iau a doua nuanță care este silefată și o pun în pliul pleapei și în colțul extern. Iau o pensulă subțire, o pensulă creion și iau această nuanță, nuanța 4, este un grimat, scutur foarte bine excesul și subliniez doar în colțul extern linia genelor și fac un mic V astfel încât să alunge, să dau un efect de cat eye look. Acum vreau să conturez sprâncenele și am avut o surpriză foarte plăcută să descoper că Avon are un creion de sprâncene, se numește Mark Perfect Brown Sculpting Pencil. Asta este nuanța Soft Brown și este fix forma aceea de creion cum îmi place mie. Știți că mie îmi place să îmi conturez sprâncenele foarte mult cu creionul. Nuanța asta pare destul de intensă, sper să nu fie prea închisă pentru mine. să nu fie prea grafic și prea intens, întotdeauna periați, astfel încât să estompați culoarea. Wow, dacă ar avea și nuanța Glow On, ar fi superb! Wow, este atât de moale și de pigmentat. Îmi place pentru că eu cu creionul struncinele arată mult mai natural și poți să desenezi ca lumea, fire. Chiar arată natural. Adică uitați-vă ce nuanță închisă pentru mine și încă arată bine. Deci după ce termin de filmat, intru pe Avon Pro și mă uit dacă are și blond. Sau cred că e un pic mai cremos decât cel de la Mocha Latte. Jungesc într-una, pentru că îmi place ceea ce văd. Ați păcat să nu fiu mișcă de blondă. Cum vă plac sprâncenele mele? Să continuăm machiajul ochilor. Iau acest crem de mate gras, se numește Avon True Color Glimmer Diamond Eyeliner în nuanța Sugar Plum. Și este o nuanță de burgundy cu scripicel. Știți că îmi place scripicelul? Voi aplica această culoare de lineajele exterioare. În general, țineți minte, dacă avem ochi verzi, tot ce conține roșu arată bine. Maro-roșiatic, roșu, portocaliu, burgundy, violet, roz, mov, toate nuanțele astea arată extraordinar pe oamenii care au ochii verzi la culoare. Și cu acest crem de matograf, aici pe obrazul pe care eu am deja două linițe, voi crea două detalii, de fapt cred că trei steluțe drăguțe a la Cat Folie, care să redea un pic și atmosfera de petrecere, de festival. Nu trebuie să fii expert la desen, trebuie doar să știi să faci niște steluțe. Vă recomand să aplicați foarte multe straturi de mascara. Eu am extensii și nu mai pun mascara pe genele de sus, dar voi pune mascara pe genele inferioare. Aici avem matte Deep and False Lashes și chiar este o mascara de volum. Voi folosi trusa Mark Contour Duo pentru sculptarea și eliminarea pomeților. Și folosesc o pensulă greșită. Am văzut de foarte multe ori că această pensulă este folosită greșit și am văzut că este folosită așa. Am zis că lumea aplică fardul de obraz sau pudra de contur așa. Ei bine, această măsură este teșită tocmai pentru că se ține invers, astfel încât vârful să intre mai bine în adâncitura acestui os și să creeze acea umbră. Haideți să vedem cum este această pudră. Acum voi lua partea de iluminator și o voi aplica deasupra pometelui și punem. Și peste steluțe să scrivească și ele un pic de arcul lui cu pudon. Și cu o pensulă mai mică punem și să strângeam. De obraz voi folosi Avon True Color Luminous Blush în nuanța Peach, care și are niște particule de sider, pentru că știți că îmi place ca tenul să fie super, super, super strâncitor. Și îmi place să aplic întotdeauna puțin far de obraz și deasupra sprâncenii, ca să facem acea armonie cromatică. Și vedeți că răsăturile automat se îngâncesc. Am ales un machiaj atât de simplu al ochilor și curat pentru că vreau să port acest ruj. Acesta este un ruj din gama Mark și nuanța se numește Blue Suede. Blue Suede care este albastră. Tocmai de aceea mi-am făcut și o șuviță astăzi albastră. Este o nuanță super îndrăzneață și am observat că este extrem de pigmentat. Eu nu am mai purtat o asemenea culoare pe buze și vreau să fiu îndrăzneață. Și care este cel mai bun loc pentru a fi îndrăzneață dacă nu Vama Veche? Așa că am zis, Ioana, e momentul să-ți faci buze albastre. Vedeți cât de intensă este culoarea? Wow, mă uit la mine și lucrul ăsta chiar îmi dă așa un vibe de distracție și abia aștept să merg în vamă și să dansez super mult. Am ales special să fac această coafură cu niște împletituri pe care le pot păstra chiar și 2-3 zile. Mi-am colorat părul cu niște șprele colorate pe care le găsiți foarte ușor în vreme și l-am ondulat, știți că sunt o regina pupilelor și părul îmi rezistă. Așa că eu sunt gata de petrecere, sunt gata de distracție. Iar acum haideți să trecem la următorul look. Voi amesteca fondul de ten Liquid Flawless Foundation cu acest iluminator lichid care se numește Glow On și îl voi aplica pe toată fața cu acest burete de la Avon. Buretele a fost umezit și și-a mărit volumul, iar prin mișcări de tapotare voi aplica fondul de ten pe toată fața. Să coborăm și mai jos de linia maxilarului ca să nu existe diferențe de culoare. Pentru că am ploapele pigmentate, aplic și pe ploape. Apoi voi folosi acest corector baton în nuanța N101 sub ochi. Și îl voi estompa cu ajutorul degetului inelar prin mișcări de tapotare. Voi fixa corectorul cu o pudră compactă, aceasta este din gama Avon True Colors în nuanța Golden Fair. important să aplicăm corector și pe pleoapa mobilă și apoi să sigilăm foarte bine cu un strat generos de pudră, pentru ca fardul de pleoapă să reziste cât mai multe ore și să nu se strângă în pliu. Pentru iluminare și sculptare voi folosi această pudră Duo din gama Mark. Aplicăm un pic și sub sprânceană, astfel încât să creăm un V între zona de sub sprânceană și pomete. Vreau să folosesc acest fard de obraz, este o nuanță roze, mată și se numește Classic Aura. Aveți grijă să nu puneți foarte mult pentru că este foarte pigmentat. Nu uitați când vă aplicați fardul de obraz să porniți din cel mai înalt punct al pometelui și cu mișcări șterse să mergeți spre perciune. Aceasta este mișcarea. Mie îmi place să aplic fard de obraz și deasupra sprâncenelor, astfel încât să creez o armonie cromatică la întreg nivelul feței și trăsăturile să fie înlucite. Acum vom trece la machiajul ochilor și am ales această trusă de farduri, se numește Mocha Latte. Culorile sunt numerotate 1, 2, 3, 4, ceea ce ne va fi foarte simplu. Vom începe cu cea mai deschisă nuanță, nuanța 1, și o vom aplica pe toată pleoapa mobilă până în pliu. Apoi voi lua nuanța numărul 2, care este un maro cu subton gri foarte deschis și cu mișcări circulare voi marca pliul pleoapei. Se vede diferența? Apoi, cu o pensulă de blending mai mică, voi lua nuanța numărul 4, care este un maro la fel mat, dar nu... Stop! Apoi, cu o pensulă de blending mai mică, voi lua... Apoi, cu o pensulă de blending mai mică, voi lua nuanța numărul 4, care este un maro mat, mult mai închis, și îl voi aplica în colțul extern al ochiului, formând un V cu mișcări circulare. Ideea este să alungim cât mai mult ochiul. Pentru că vreau să adaug și mai multă culoare acestui machiaj, am ales acest creion Avon True Color Glimmer Stick Diamond Eyeliner în nuanța Aqua Sparkle și este un albastru verzui așa turcoaz într-o nuanță foarte metalică. Îl voi aplica din abundență pe conjunctivă și pe linia genelor inferioare, dar chiar voi aplica foarte, foarte mult. Apoi voi lua această trusă de la Mark în nuanța The Art of Nudes și voi lua această culoare aurie, este un auriu perfect. Voi lua cu degetul și voi aplica fardul auriu în colțul intern până spre jumătate. Îl pun cu degetul pentru că fardul este mai intens astfel. Acum putem trece la mascara. Eu am extensii de gene, așa că nu voi aplica mascara peste ele, dar voi pune foarte, foarte multă mascara pe linia genelor inferioare. Aici am Mark Big and Multiplied și ce-mi place mie să mai fac ca să dau efectul acela de ochi mari de păpușă este să vin cu vârful periuței printre gene și să punctez. Și pentru că în Mamaia petrecerile încep destul de devreme, așa că e posibil să se continue și în apă, am acest gel de sprâncene waterproof în nuanța blond, iar cu el îmi voi contura sprâncenele. Buze, bineînțeles că voi aplica rujul meu preferat, rujul roșu iconic. Voi începe cu conturarea lor cu un creion mecanic, se numește Glimmer Liner în nuanța Coral Desire. Iar ca rujul să reziste mai mult pe buze, un truc ar fi să aplicați creionul de contur pe toată suprafața buzelor și să împingeți foarte bine pigmentul în buze. Așa. Rujul pe care l-am ales este unul 100% mat, se numește Red Supreme și nici nu avea cum să fie altă nuanță. Culoarea asta de ruj îmi place foarte tare și mă face foarte fericită. Dragilor, acesta este look-ul pentru petrecerile din Mamaia. Este un look vesel, colorat. Sper că vă place, sper că v-a plăcut și prima propunere. Oricum, vă rog foarte mult să-mi spuneți în comentarii care dintre cele două machiaje vă place mai mult și care vi se pare mai simplu de realizat. Sunt curioasă dacă plecați și voi la mare în această mini-vacanță și vă rog să-mi spuneți în comentarii unde vă duceți. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în clipul următor de sâmbătă!